Începutul anului viitor ar putea aduce facturi uriașe la electricitate pentru sute de mii de români. Din cauza deselor avarii din sistemul centralizat de încălzire, oamenii se vor vedea nevoiți să găsească soluții alternative conectate la priză. Doar că așa va crește masiv consumul. În plus, probleme ar putea fi și la regularizarea din februarie. Mai mult de jumătate din timpul anului, apa caldă în aviație este rece. Nici bine n-a venit frigul, că deja au apărut avariile la sistemul de termoficare din capitală. N-am avem căldură, n-avem apă caldă, copilul trebuie spălat, nu știu unde o să ajungem. Eu mi-am pus un boiler micuț și face față așa, cât să-mi ajungă de un duș. Iarna trecută, în București, s-au înregistrat mii de avarii la rețeaua de termoficare. Sute de mii de bucureșteni au rămas în frig. Iar problema pare că nu s-a rezolvat nici acum. Din peste 700 de kilometri ai rețelei care trebuiau reparat sau reabilitat doar... Până în acest moment avem undeva în jur de 20 ceva de kilometri, dar o cifră finală vom avea în momentul în care finalizăm sezonul. Raportat la avarii, nimeni nu poate să știe, rețeaua este așa cum este. Numai că până se remediază avariile, locatarii vor căuta soluții să se încălzească. Ori încălzesc apă pe aragaz și factura de gaz a venit chiar și de 7-8 ori mai mare decât vara trecută, mai este o variantă să-și monteze boiler electric la bucătărie și un instant pentru apă caldă la baie. Discutăm de un consum foarte mare de energie electrică, un consum care riscă să depășească cu mult 300 de kWh ca medie lunară. Automat asta înseamnă facturi uriașe la energie în lunile de iarnă. Spre exemplu, pentru un apartament cu două camere la care nu avem căldură și nici apă caldă, am putea plăti 1176 de lei pe lună la un consum de aproape 1500 de kWh. Asta dacă luăm în calcul prețul plafonat de 0,8 lei. La început de 2023 însă, oamenii, indiferent că sunt sau nu racordați la rețeaua centralizată, s-ar putea lovi de încă o problemă. Vin regularizările la facturi. Toate facturile vor fi refăcute. În loc de un preț de 0,8 lei, o să se pună un preț de 2,5 lei, sau, mă rog, care este prețul din contract. O citire într-un sistem accelerat a tuturor contoarelor pentru a determina cu exactitate consumul din anul 2022 și, pe cale de consecință, încadrarea sau neîncadrarea în categoria celor plafonați. Experții spun că în urma regularizării am putea plăti facturi cât salariul minim net pe economie câștigat într-un an. La un apartament cu două camere, spre exemplu, se estimează la regularizarea pe cele 12 luni un cost de 13.566 de lei, odată cu depășirea plafonului de 300 kWh și cu raportarea la un preț de 2,5 lei per kWh. Soluția ar fi să mărească cota de energie electrică, de exemplu, de care beneficiază un cetățean pentru a putea fi încă în categoria celor plafonați, atunci când încălzirea centralizată este dovedită că nu a funcționat în acea zonă. În România mai sunt în jur de 1,1 milioane de apartamente care sunt la sistemul de încălzire centralizat.